Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Mințea Iordache, bun găsit în studioul Antena 3. Alături de noi astăzi se află invitat în studio domnul Marius Dulce, primarul municipiului Călăraș. Bună ziua, domnule primar, bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Săptămâna trecută s-a votat bugetul în unanimitate. Sigur, este un act de normalitate din punctul meu de vedere. Am ținut cont de ceea ce s-a propus, de amendamentele celor de la PNL, USR, Pro-România. Asta era întrebarea. Cum ați reușit să-i convingeți Pentru să că atunci voteze? când sunt amendamente care țin de interesul comunității, nu putem să nu le aprobăm. Poate noi n-am avut viziunea necesară pe un anumit segment și atunci dânșii au venit în completare, au cerut ce trebuia să ceară, am ținut cont de ele, le-am trecut în buget și, drept urmare, toată lumea a votat bugetul. Dumneavoastră spuneți un gest de normalitate, însă la PNL lucrurile nu sunt chiar atât de clare. Probabil că domnul președinte de la PNL nu a înțeles că s-a terminat campania electorală și trebuie să lucrăm pentru comunitate. Eu am văzut acest vot în interesul comunității. Având un buget, putem să derulăm lucrurile și să facem lucrările mult mai repede. Așa cum ați văzut zilele trecute, am mai terminat o stradă, strada Zefirului. A ieșit foarte bine. Dacă avem bugetul cum l-avem acum de o săptămână, de 10 zile, da? Astăzi, cred că sunt 10 zile, este clar că putem să mișcăm lucrurile mult mai repede, să nu pierdem timpul și să lucrăm în interesul cetățeanului. Președintele interimar al PNL, Emil Dumitru, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că va cere explicații cu privire la votul dat în Consiliul Local, de ce au votat bugetul, iar consilierii locali care vor avea o altă opinie și pe viitor față de decizia inițială a partidului vor fi sancționați. Cum vedeți? Păi, nu pot să judec decât așa. Dacă nu este călărășean, nu vrea mustrarea călărășenilor. Dacă ar sta în Călăraș, atunci ar vedea că acest buget e în interesul cetățeanului. Așa cum am spus de fiecare dată, nu am făcut altceva decât să pun în acest buget interesul copiilor noștri, în sensul că vom moderniza locuri de joacă și sunt destul de multe și veți vedea la momentul respectiv în care o să turnăm tartan, da, multicolor și cu toate formele că au văzut arhitecții respectiv pe zona asta, pentru că ne interesează protecția copiilor noștri. Vreau să pun niște sisteme modulare de joacă în care un părinte, când intră copilul acolo 10 minute, un sfert de oră, să stea liniștit să privească la copilul cum se joacă, în condiții de normalitate și de siguranță. Dar mai mult, am început străzile așa cum am spus. Deci, suntem în grafic cu tot ce am promis și tot ce trebuie să facem pentru călărășeni. Aici voiam să ajungem la proiectele aflate în derulare în momentul de față. Aveți buget acum? Deci avem buget, acum nu mai ne ține nimic în loc, oricum ne-a ținut, pentru că am avut grijă ca de anul trecut să închei niște contracte multianuale, în care pot până am estimat că se întâmplă acest lucru și o să dureze câteva luni de zile până votăm bugetul. Și atunci am început cu niște contracte multianuale care mi-au dat voie să mă mișc foarte repede, așa cum s-a întâmplat pe strada Zefirului, o să urmeze strada Luceafărului. Deja ați văzut că se lucrează pe strada Plevna, pentru că avem contracte multianuale și vom face lucrurile sănătoase și trainice, pentru că nu o să permit, adică cum e strada Plevna, este foarte lungă. Și atunci o să o modernizez pe segmente și o să o duc la gata. Adică nu vă gândiți că o să frezez toată strada Plevna până la Libertății și după aceea să mă apuc de ceva. Nu. O să fac pe segmente și o să fie gata pe acele tronsoane ca să putem să mergem în condiții de curățenie. Este un deranj și acolo pentru că am frezat și să creează chiar era că alergau cu mașinile și mergeau cu mașinile în viteză pentru că s-a îndreptat carosabilul chiar acum și s-a mai făcut praf, dar am avut grijă să intervenim, să udăm ca să nu se ridice praful. Acum a mai venit ploaia asta, sperăm să terminăm cu disconfortul acesta. Hai să vedem care este stadiul în momentul de față, de exemplu, la Piața Centrală, lucrările de la la Piața piața Centrală. centrală. Am vreo 3 săptămâni în care antreprenorul a mai încetinit lucrurile, n-au fost niște situații clare acolo și trebuie să le definim, pentru că a venit cu ceva care nu era prins în proiect și a trebuit să stăm foarte mult pe ele. Nici la ora asta nu s-a terminat, pentru că vrem să luăm decizia cea mai bună, pentru că e vorba de o renunțare la anumite lucrări și să punem în operă alte lucrări. Și atunci trebuie să vedem de unde renunțăm ca să putem să facem lucrurile bune.
La Clubul Pescarilor știu că erați Clubul Pescarilor suntem în grafic, deja cred că de astăzi s-a apucat sau de ieri s-a apucat de gardul de împrejmuire. Interiorul nu ne-a permis să se usuce, dar deja am dat prima mână de var. Suntem foarte avansați și suntem în grafic. Deci îl finalizați în termen, pentru că aveați la un moment dat temerea că nu vă veți putea încadra. Cu siguranță îl vom finaliza în termen. Strada Grivița, am văzut că ați ajuns aproape la Strada Grivița, ne-am oprit acolo pentru că mai au de lucru un pic în intersecția respectivă, între București și Grivița, dar am promisiunea că dacă de azi se liniștește și alea, o să venim cu stratul 2, pentru că am avut grijă să nu dau voie să facă stratul 2 decât până în anumită parte și cred că până la școala 2. Am dat al doilea strat, stratul de uzură, ca să putem să ne conectăm și acum să urmeze până la capăt Grivița cu al doilea strat de uzură de asfalt și o să meargă și zona aceea de capăt în care o să terminăm. Eu zic că într-o săptămână o să intre și o să termine și strada Grivița. În momentul în care ați preluat mandatul de primar și chiar în campanie electorală, știu că ați mers pe strada, pe Bulevardul Titulescu și ați găsit anumite nereguli la lucrările efectuate. Acolo vor mai fi lucrări sau acolo ați lucrează. Încheiat? Deja am lucrat. Am făcut o parcare, deci am modificat tot ce era acolo, adică nu mi s-au părut normale lucrurile cum erau așa lăsate. În sensul că se terminase pavele, trotuarul de pavele, chiar la intrarea în scară. Și atunci am prelungit toate aceste trotuare până am închis tot colțul. Asta se întâmplă la blocul Leien, pe strada Speranței, pe strada Oituz, în care pe strada Oituz am mai găsit posibilitatea să fac o parcare frumoasă, elegantă la acel bloc. Am închis lucrurile de așa natură încât să fie util și frumos. Adică nu puteam să ne oprim, toată apa se ducea în scară. Și atunci am închis, am făcut niște NR-uri, niște NCS-uri și am găsit valorile respective ca să putem să modernizăm. Așa cum am găsit la Banca Cooperatistă acolo tot o porțiune lăsată, am mai găsit o parcare uitată pe care am pus-o în operă, deci lucrurile se mișcă, mai am o problemă cu capacele și cu peisagistica. Dacă nu, o să renunțe la peisagistică și o să facem cu forțe proprii și nu o să plătim. Nu vă convine actualul? Păi nu ne convine cum s-a făcut acolo și dacă nu face cum vrem noi să fie un lucru de calitate, atunci nu plătim și ne ocupăm cu cei de la Spații Verzi de la noi. La Bazarul Bic, care ar fi situația? La Bazarul Bic era o lucrare întârziată de un an de zile. Acum, dacă mergeți acolo, deja ați văzut că am făcut un bazar provizoriu, dar pe această cale încă o dată îmi cer scuze celor din zona respectivă de pe strada Trandafirilor, pentru că, mutând bazarul în zona respectivă, am deranjat cetățenii de la cele două blocuri care sunt în jurul bazarului provizoriu, pentru că s-au diminuat spațiile de parcare, dar nu aveam altă soluție. Eu cred că noi în capăt de țară să fim toleranți și în 7 luni de zile să terminăm bazarul și după aceea se liniștește toată lumea și putem să gândim ce facem cu acea zonă și cum o modernizăm. Bazarul, suntem în grafic, deja am ieșit la suprafață, deja s-au toarnă astăzi, mâine, dacă nu mai plouă, o să toarne fundația și o să iasă la suprafață să putem în 2-3 luni de zile deja ieșim cu stâlpii și estimăm că în luna iunie, la începutul lunii iunie, să începem cu panourile semiș. Considerați că sunt șanse ca până la finele anului sau chiar la finele anului comercianții să nu se există, mute? Nu există acest considerăm. Terminăm în luna octombrie, eu zic că terminăm. Deci sigur. Iarna nu-i va mai ocupa. Asta a fost și țelul. Uh-huh. Sensul ca să o facem, ca să nu mai prindă încă o iarnă în condiții neprielnice și să terminăm cu această zonă insalubră. În cartierul Măgureni? În cartierul Măgureni, chiar dacă s-a produs un disconfort, că am fost forțat să iarăși o lucrare întârziată un an de zile, cu termen de execuție până în iunie-iulie, a trebuit să muncim și în iarnă, ne-a prins acele 2 săptămâni de ploi și a creat disconfort acolo, într-adevăr a fost noroi, s-a creat și la momentul ăsta s-a creat. N-am terminat, am ajuns undeva la 45%, dacă nu mai bine. Urmează etapa următoare, au achiziționat căminile de vid, plus suntem într-o discuție în care proiectantul nu a prins căminele de branșament
la populație și atunci chiar eram discutat să găsim soluția tehnică în care să cumpărăm niște cămine de branșament ca cetățenii să se branșeze foarte ușor la aceste canalizări și eu sper că în iunie-iulie să terminăm și după aceea să gândim etapa următoare, pentru că nu îi las, să ne gândim ca de la anul să vedem cum găsim fonduri și ce trebuie să facem, să începem lucrările de asfaltare în zonă, pentru că, așa cum am spus, nu i-am uitat și trebuie să ajungem în secolul 21. Și în cartierul Mircea Vodă, ce intenționați? În cartierul Mircea Vodă, eu sper acum ca domnul Emil Dumitru să nu ne pune piedici, din ce am înțeles ar putea să ne pună piedici, să nu accesăm fondurile respective, pentru că sunt toate documentele date la Compania Națională de Investiții. Este o investiție undeva la 130 de milioane și putem să accesăm, pentru că îndeplinim toate condițiile, suntem în lista sinteză, și să aducem investiția pe banc guvernamental. Dacă acest lucru nu se întâmplă, deja am luat în calcul ca în toamnă să prind în bugetul primăriei un contract multianual în care să le facem cu fonduri proprii. Același lucru se va întâmpla cu strada cu Gălnicianul care e și bulevardul, așa a zis unul mai, acel bulevard care a mai rămas, care cu siguranță anul acesta o să fac o reprofilare cu piatră, iar de la anul cu siguranță intru acolo cu asfalt. În momentul de față sunt lucrări în derulare pe strada Zefirului, pe deci strada Luceafărului. Deci anul acesta iau un calcul așa, am terminat Zefirului, se lucrează pe strada Luceafărului, vreau să intrăm și pe strada Dumbravei, da, pentru că de la anul, așa cum bine știți, sper să terminăm licitațiile cu bine și să nu avem contestații așa de multe încât să ne blocăm. Vom intra cu modernizarea Bucureștiului și atunci toate aceste lucrări care le-am gândit ca să fluidizez circulația, să dau drumul la mobilitate pe zonele, pe străzile dintre blocuri, dacă blocăm Bucureștiul și să nu creăm această stare de disconfort, să zicem, vai, ce s-a întâmplat, ce. Și atunci o să dezvolt atât pe stânga cât pe dreapta tot ce înseamnă cale rutieră, carosabil care trebuie refăcut, să putem să fluidizăm, să facem descărcări pe locomotivei, pe cornișe și să ajungem în zonele de centru. Ați adus în discuție lucrările ce vor fi demarate pe strada București. Nu sunt numai aceste lucrări, pentru că nu i-am uitat nici pe cei din cartierul Farfuria, nici din cartierul Ceremac. Aceste lucrări, aceste cartiere le voi face că mă costă mai puțin. Am găsit modalitatea, am modernizat secția noastră, serviciul nostru de pavaje spații verzi și vom turna asfaltul și vom face aceste lucrări în aceste două cartiere, că sunt mai mici, cu cei de la pavaje spații verzi. Suntem pregătiți, ba mai mult o să intrăm și în zona, mai avem două parcări în zona Parcului Victoria, mai avem cerințe care, e o parcare la hașuri în care vom interveni acolo și vom face, vom moderniza toate aceste lucruri și după aceea închidem cu aceste cartiere. Așa ne-am propus anul ăsta și cu siguranță vom face. Revin la strada București, ați adus în discuție lucrările ce vor fi demarate pe strada București și aș vrea să vă întreb de aceste lucrări pe proiecte europene. Cam în ce stadiu sunt? Știu că strada București Sunt 22 de proiecte, sunt ridicate și cât și centrul pietonal l-am ridicat în SICAP, strada București este în SICAP în evaluare, centrul pietonal este în evaluare. Eu sper să termine evaluarea până la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie și după aceea să începem. Probabil că sunt destui de mulți și puternici. Cei care au venit pe strada București sunt vreo 10 firme puternice. Asta este un lucru bun, pentru că avem garanția că vom face un lucru trainic. La fel și la centrul pietonal avem lucrări în derulare pentru școli, așa cum s-a văzut la Eminescu, la Tudor Vladimirescu, la școala Tudor Vladimirescu, Danubius și sunt multe altele. Sunt 22 de proiecte, dar strada București, promenada, centru vechi și zona de reabilitare urbanistică în care o să facem acel parc pe mal, plus pista de bicicletă, sunt cele mai importante. Și asta și am apelat la acel împrumut și s-am spus să facem acel împrumut, pentru că trebuie să punem lucrurile mult mai repede în mișcare, pentru că trebuie să terminăm aceste proiecte până în decembrie 2023. Și vreau să asigur cetățenii că nu vom cheltui banii ăștia
așa, aiurea numai de dragul, dar am vrut să creez acest cash flow în care noi vom pierde din acest împrumut numai bani de cofinanțare, lucrări neeligibile, iar eu dânceam analizele care le-am făcut în 2023 la sfârșit sau 2024 la început, când se termină perioada de finanțare de trageri, da, vom rămâne în conturi undeva cu peste 20 de milioane de lei. Sperăm că am scăpat de precipitații, vremea se înfrumusețează un pic, ne apropiem și de sărbătorile pascale. Veți demara acele acțiuni, an de an se făceau acțiuni de curățenie în parc, curățenia de deja primăvară. Deja am început, ne-a întrerupt timpul ploios, deja o să intrăm și pe zona de combatere a căpușelor și tot ce mai e prin parcuri. Suntem în grafic cu aceste lucrări, dar cu răbdare, pentru că dacă bugetul a fost votat, așa cum am spus, acum 10 zile. Dar acum putem să ne mișcăm, să contractăm lucrările respective și putem să facem lucrurile în grafic. Veți face și acele tratamente de dezinsecție pentru țânțari să nu... Bineînțeles, deja am vorbit cu cei adică care nu ne mai apucă vara. Nu, deja am început și le-am cerut să înceapă să facă și anumite tratamente de delarvare, chiar dacă este un pic mai târziu, pentru că timpul a fost un pic atipic. Chiar dacă de era cald astăzi 10-20 de grade, chiar dacă dădeam cu delarvant, peste două zile a plouat și nu, efectul era zero. Și atunci am căutat să prindem în zonele respective și să avem timpii necesar ca să putem să intervenim. Eu sper că nu o să fie disconfort în ceea ce privește țânțarii anul ăsta. Aș vrea să atingem un subiect un pic mai sensibil și anume aș vrea să mergem către REBU și colectarea selectivă a gunoiului. Știu că ați făcut apel de mai multe ori către călărășeni să colectăm selectiv pentru a evita majorarea sau măcar să încercăm să evităm majorarea tarifului la gunoi. Am făcut acest apel pentru că mi se pare normal, e un act de normalitate în care să ne integrăm cu toții în acest proces, pentru că dacă noi nu încercăm să facem o colectare selectivă noi primii, da, după aceea vom plăti. Toți acești bani care îi vom plăti, pentru că anul ăsta trebuie să ajungem la un grad de selectare de 60%, ce o să fie foarte greu, ne va ajuta dacă se va face, da, colectarea separată a biodegradabilului pentru a merge pe masă de compost, dar deocamdată se pare că nu au cam venit normele astea care tot le cer dânșii. Nu avem ce face decât dacă ne implicăm. Și dacă suntem conștienți că orice gunoi amestecat pe care noi nu respectăm, nu face altceva decât să ne mai scoată niște bani din buzunar în plus, pentru că comunitatea europeană nu ne iartă, agenția de mediu nu ne iartă și atunci noi nu suntem buni decât de plată. Ați spus că trebuie să atingem un grad de colectare de 60% în momentul de față. Unde ne aflăm? La 5%. Concluzia o trageți dumneavoastră. Dacă ne implicăm cu toți, dar nu avem ce face. Mingea este în terenul nostru. Și atunci noi trebuie să colectăm selectiv cât mai mult ca să putem să nu plătim. Drept urmare, pe anii 2015 până în anul 2020, da, am avut o penalizare de 2 milioane de lei. Cu 2 milioane putem să facem alte investiții. Vă spun eu, ca reper, 4 străzi de dimensiunea acelei de pe Zifirul. Într-o conferință de presă susținută zilele trecute la PNL, primarul de la Jegălia, domnul Aurel Vasile, spunea că are informații că REBU intenționează să tripleze prețul la gunoi și că ar încerca să se retragă. Și ce vom face în situația în care rămânem fără societate de colectare? Nu suntem așa de... pentru că e reglementată și această parte. Dacă REBU va face această mișcare, este clar că vrea să părăsească această zonă a noastră. În plus, nimeni nu va accepta aceste prețuri impuse de către REBU, pentru că sunt aberante. Dacă ne ducem în zona care s-a declarat la momentul respectiv, cum a declarat domnul primar, e aberant. Da? După aceea, sunt obligați, dacă se retrag 90 de zile, să lucreze în situație de urgență. Că așa îi obligă legea. Iar noi, în cele 90 de zile, avem dreptul să găsim prin ADI, da? Să găsim altă societate care să îndeplinească condițiile să preia pe situație de urgentă cât va dura licitația pe zona respectivă și delegarea contractului pe zona asta de gunoi,
atunci lucrează în situație de urgență. Deci sunteți pregătiți pentru o astfel de situație? Nu vor exista sigur, probleme? Și cred că pe piața asta a gunoaielor vor fi destul de mulți doritori, pentru că nu este o piață ieftină și chiar e profitabilă. Se tot vorbește în ultima perioadă despre acest plan național de relansare și reziliență. Ce obiective intenționați? Păi, în primul rând, noi avem obiective destul de multe. De exemplu, pe PNRR-ul ăsta, ar fi ideal dacă s-ar deschide zonele astea de apă canal, dacă ne-ar da voie să asfaltăm, pentru că în fiecare zi mă gândesc la cartierul de tineri, că tot îl numim de tineri și vrem să aducem tineri acolo, trebuie să le creăm condiții. An de an s-a făcut câte ceva acolo, dar la momentul acesta nu au canalizare. Nu au canalizare, nu au asfalt. Eu am fost acolo, am intrat, am identificat, pentru că vreau să fac rețeaua de șosele ca să le delimitez foarte bine și atunci o să pietruiesc și o să văd. Noi suntem pregătiți. Știm ce am avut deja chiar alaltă ieri am avut o discuție pe tema aceasta, după Paște avem iarăși cu consultații o întâlnire să vedem ce găsim, dar încă nu este definit acest program de redresare și reziliență, pentru că cei de la guvern nu știu cum să-l deruleze. L-ar ține la ministere, l-ar da la ADR, ar da direct pe primării sume care se încadreze pe, de exemplu, cum suntem noi în municipiu, în ultimele calcule și ultimele informații care le am, ar fi undeva la 12 milioane de euro pe municipiu, atunci ar fi extraordinar să putem să folosim banii ăștia pe extindere, ilumina public, pe canalizare, pe asfaltare. Adică să ne dea voie să jucăm. Am văzut că foarte mulți bani se duc pe verde. Suntem pregătiți și pe verde, în sensul că vrem să facem anvelopări, dacă ne dă voie, să facem la blocurile sociale pe care le avem la J-uri, în care să le schimbăm și coloristica, să le și îmbunătățim energetic și atunci ne-ar ajuta. Adică avem zone în care putem să intervenim, dar numai să spună pe ce să intervenim clar și cum să ne îndreptăm pași. Pentru că ghidurile nu sunt la ora aceasta. Nu estimez, că vă întreb, nu estimez decât cred că se va întâmpla ceva cu PNRR-ul ăsta, cred că de la anul 2022, cred că prin iunie. Abia atunci. Da, anul acesta cred că nu se va întâmpla nimic. Am discutat despre lucrări efectuate prin fonduri europene, prin fonduri guvernamentale, din bugetul propriu. Și la bugetul propriu voiam să ajung pentru că s-a votat și în conferințe de presă ați avut o intervenție în care spuneați că bugetul este mai mic și nu vă permite să duceți la îndeplinire toate obiectivele. De aceea ați avut în vedere accesarea unui împrumut bancar. Despre acest accesarea împrumutului bancar nu a fost că avem un buget mai mic. A fost pentru că anul acesta, dacă l-am votat, va dura 7 luni de zile până ne va da toate avizele să facem acest împrumut. Atunci să clarificăm pentru toți oamenii. Împrumutul l-am făcut pentru a pregăti dacă cartierul Mircea Vădă nu obține finanțarea prin CNI, să pot să-l fac pe fondurile noastre proprii, că nu pot să las oamenii acolo. Da? După aceea am spus destul de clar că duc în a asigura un cash flow în care până vine tragerea de finanțare, să nu mai pierd o lună de zile, că poate să mă șicaneze dacă mergem la ritmul ăsta cu guvernarea, cum se face la momentul ăsta, poate să ne șicaneze la tragerile de finanțare, să mă întârzie 3 săptămâni, o lună de zile și atunci eu să nu mai aștept finanțarea guvernamentală. Până îmi vine finanțarea guvernamentală, eu finanțez de la mine și după aceea banii când îmi vine îi duc în zona de împrumut. Asta v-am spus. Adică eu din acest împrumut voi acoperi, estimările sunt undeva la 100 de miliarde, da, 10 milioane noi, acum să înțeleagă toată lumea, de cofinanțare și anumite lucrări neeligibile, că este clar că vor găsi ceva neeligibil în el, sau trebuie să facem anumite lucrări suplimentare care n-au acoperire în proiect și atunci sunt neeligibile, iar am spus că vom rămâne din acest împrumut la finalul 2023, începutul 2024, când terminăm cu tragerile noastre de finanțare, peste 2 milioane
20 de milioane de lei, sigur vom rămâne cu ei în buget și vom vedea în 2024 ce facem cu ei și cum îi facem, pentru că banii ăștia nu ia nimeni. Vrem să facem, așa cum am spus, locuri de joacă, străzi, trotuare, parcuri noi, pentru că vorbeam și în campanie și alea, am identificat în cartierul Măgureni să facem un parc nou la școala 6, o să facem o retragere de gard și un loc de joacă pentru copii, o să facem un în Mircea Vodă la grădinița Voinicel. Deci găsim, avem soluții, noi trebuie să găsim acum formele de finanțare ca să ducem la îndeplinire ce am promis la fiecare. Da, mai ales nu trebuie să uiți și varianta, o să luăm în calcul și un pic varianta, pentru că dacă ne ducem pe zona de la anul, modernizăm București, este păcat ca să nu conectăm și bucata de variantă care mai trebuie să o reparăm, să o facem accesibil, de la Saint-Gobain până la Siderurgie. De să fie clar pentru toată lumea, durează cel puțin 6 luni până acest împrumut va primi toate avizele. Deci toată lumea e dornică și au o așteptare foarte mare de la noi. Este clar că, dar vreau să spun la toată lumea, n-au trecut decât 5 luni de zile de când și au fost atâtea luni de iarnă care n-am putut să fac nimic decât să fac planuri și să le pun în operă acum când se încălzește. Și nici nu suntem Dumnezei să le facem într-un an de zile ceva. Am plecat pe un proiect care se va întinde, eu am spus, până la finalul 2023. În 2023 vom duce la îndeplinire tot ce am promis și tot ce vom face, ce am promis noi în campanie, se va face. Pe Facebook au apărut fel și fel de discuții despre grădinița cu 8 grupe. Ce s-a întâmplat acolo? Cred că cei de la PNL s-au ofuscat degeaba. În primul rând, este o grădiniță care a fost începută de mine ca fiind viceprimar cu atribuții pe tehnic în 2012, când am fost la primărie până în 2016, da, când doamna educatoare Ionescu a venit și a zis hai să impulsionăm, să facem, și mă bucur că am reușit până la urmă să închidem această grădiniță cu 8 grupe, pentru că am retras 2 grădinițe în această grădiniță, da, n-a fost decât un act de, am spus foarte clar, s-a făcut recepția adevărată, pentru că eu am pus pe Facebook că nici n-aveam de gând să fac, dar am zis până la urmă de ce să stau așa și să nu arăt documentele care s-au stat la bază. Ei au încercat ca să mute și să forțeze un pic politic la momentul respectiv mutarea grădinițelor. Au mutat grădinițele acolo, dar n-au făcut recepția. Când au venit cei de la ISU, le-a suspendat procesul de recepție pentru că nu îndeplineau condițiile de la incendiu. Și s-au schimbat ferestre, s-au schimbat uși, mă rog, tot ce ținea de ISU și tot ce au cerut ei în procesul verbal. Și atunci s-a suspendat recepția la momentul respectiv când au spus ei că au făcut recepția. Da? Și acum am terminat toate aceste lucrări și am făcut recepția adevărată, care poate să fie de regulă. Adică eu nu m-am dus acolo să mă împăunesc că vai, am făcut eu grădința cu bude, nici de cum. Toată lumea știa că lucrăm, deci dacă nu mă înșele, de început în 2008. Deci e bine că s-a terminat și e funcțională. Dar trebuia să spunem că s-a făcut recepția. Și nu mai avem, pentru că am fost acolo, trebuie să mai facem un loc de joacă, iarăși pentru copii, în care trebuie să luăm în calcul, pentru că n-au un loc de joacă gândit acolo. Deci mai sunt de făcut, dar important, clădirea în sine este funcțională. O să trebuiască la copii și iarăși mai trebuie mobilier, dar astea sunt lucruri care se vor regla pe parcurs. Nu știu de ce s-au atacat atât, dar oricum nu mă interesează ce spun în perioada asta, nu mă interesează, eu am terminat campania electorală, eu ce mi-am pus în gând să fac pentru Călăraș, așa voi face, pentru că nu vreau altceva decât să aduc o normalitate la Călăraș. În încheiere, aș vrea să discutăm un pic despre bazin. Mulți călărășeni se întreabă când va fi dat în folosință. Păi așa cum am spus și înainte, acum de 10 zile avem bugetul, deja lucrăm la toate documentele în care să luăm mentenanțele respective, pentru că zona cea mai periculoasă este sistemul de dozaj al clorului. Și atunci trebuie să luăm o mentenanță în care cineva să învețe pe oameni, cineva să supravegheze, cineva să facă probele respective, ca să nu avem probleme. Iar restul suntem pregătiți. Am mai fost ceva neconformități pe care le-am sesizat celor de la CNE, în care să vină constructorul să mai refacă, pentru că am mai găsit aici colo niște neconcordanțe, dar eu zic că de la 1 iunie, dacă găsim și rezolvăm toate aceste mentenanțe care trebuie să le luăm,
am dat drumul la bazin și nu ne ține, nu știm cum va evolua cu incidența asta. Ba crește, ba scade, e bine că acum scade. E bine. Domnule primar, vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc.